Mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru invitație și dați-mi voie să vă felicit oficial, fiind oficial prima ședință de guvern, pe dumneavoastră și pe toți membrii guvernului, să vă spun, am spus-o și ieri, vă spun astăzi foarte deschis, că eu respir ușurat, că avem un nou guvern, un guvern care acum chiar este hotărât să se implice pentru români, pentru rezolvarea problemelor țării. Dați-mi voie de asemenea să subliniez că mi se pare un act de mare curaj din partea Partidului Național Liberal că a preluat guvernarea în această formulă. Este evident un act de curaj să preiei guvernarea cu un guvern minoritar în situația în care numărul de parlamentari va trebui negociat pentru fiecare proiect legislativ în parte. Sunt foarte bucuros că acest guvern este hotărât să abordeze frontal problemele cu care se confruntă România și românii, dovadă faptul că deja în prima ședință se discută chestiuni care au trenat și care trebuie rezolvate urgent. Pe de altă parte, recunosc, îmi pare foarte bine că anteriorul guvern eșuat a plecat. Părerea mea o cunoașteți, în ultimii 30 de ani, motivul principal pentru care România nu s-a dezvoltat mai mult, nu s-a dezvoltat mai bine, este existența PSD-ului a fost existența PSD-ului la butoane, cum se spune. Dar ultimii 3 ani au depășit orice imaginație. Guverne care realmente au început cu proceduri pe care nu și le-a imaginat absolut nimeni. Atacuri sistematice asupra justiției române, atacuri sistematice împotriva luptei anticorupție, atacuri sistematice împotriva investitorilor, o absurditate de neimaginat, atacuri sistematice asupra mediului de afaceri privat din România. Foarte bine că s-a terminat acea perioadă de guvernări toxice PSD-iste. Acum, noul guvern are enorm de mult de lucru. Deja am aflat de la unii dintre miniștri că situația pe care au găsit-o în ministere este una foarte proastă. Din păcate, deja cred că s-a încetățenit noțiunea de moștenire dezastruoasă pe care au găsit-o miniștrii când au preluat situațiile din ministerele lor. Deja știm că PSD-iștii înainte de plecare au golit finanțele publice și practic acum suntem în situația să vedem cum putem să acoperim plățile care sunt scadente. Va fi foarte complicat, înțeleg de la noul ministru al finanțelor, să se închidă bugetul pe anul în curs. De asemenea, va fi foarte complicat de construit bugetul pentru anul viitor. Eu am avertizat de mai multă vreme că PSD-iștii cheltuie banii românilor și nu rămâne nimic în urmă. Din păcate, se pare că am avut dreptate. Nu-i nimic, acest guvern va veni cu soluții. Asta este vestea foarte, foarte bună pentru români. Acest guvern nu se teme de guvernare, acest guvern va rezolva problemele care sunt pendinte. În altă ordine de idei,
probabil unii se întreabă de ce am venit eu la ședința de guvern. În primul rând pentru că domnul prim-ministru Orban m-a invitat. În al doilea rând pentru că astăzi în ședința de guvern se va tranșa o problemă foarte importantă, care și asta trenează din cauza incompetenței fostului guvern, și anume chestiunea comisarului european trimis de România în Comisia Europeană. Vă doresc, domnule prim-ministru, onorate doamne și domni miniștri, mult succes în această perioadă dificilă. Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc mult, domnule președinte.